Salutare, oameni buni, și la mulți ani pe 2023. Suntem din nou aici la Smash, pe strada Mihai Eminescu, intersecție cu Vasile Lascăr. Suntem la un nou episod BIF. De data asta avem alți doi MC, la fel de buni ca cei dinainte. Multă pace celor care s-au uitat până acum la emisiunea noastră de battle, freestyle battle a cappella. Mult respect pentru cei care au participat până acum la BIF, pentru cei care își doresc de acum acolo să participe la BIF. Nu aveți decât să ne dați un mesaj și să ne spuneți că vreți să participați și noi o să luăm asta în considerare și vedem în ce meciuri putem aranja. Astăzi îi avem în față-față pe Antal, faceți gol pentru Antal. Și l-avem și pe Serge, faceți gol și pentru Serge. Regulile sunt simple. Fiecare MC are câte două intrări, adică câte două strofe. O să alegem cine intră primul în match. Piatră, forfecă, hârtie. Și eu o să apasez microfonul și meciul poate să înceapă. Hai să vedem cine începe. Deci începe Antal, da? Bun! Mult succes, înceapă BIF 4 între Antal și Serge. Yo. Ok, Serge, eu stau, tu mergi. O dau fără greș. Te bag ca și gunoiul, exact sub preș. Te aprind ca o torță olimpică luată direct de la greci. Eu beau tutti fresh, iar tu te freci. Cu buzele de apa murdară plină de pișat de animal de la bazele râului Dej. Tu înțelegi că mai târziu îți dau ca cină aceste boabe de fasole și ca desert tot acest vrej. Și o să admir că la singurul concert din viața ta lumea o să ovaționeze. Sigur nu, Serge. Check it. Antal, te învie ca o vie, ci nu viță. Aforic, la BIF te invită. Mănânc rapperi, îi asezonez în vită. În seara asta sunt tăticul tău, ești copilul meu in vitro. În viitor o să te am trecut în carnețelul meu cu toți MC-ii ce n-au putut să treacă peste mine. Deocamdată ești sub mine. Am auzit că vorbești de Andreea Esca. Renunță că ea nu vorbește despre tine. Legat de Esca, Serge este genul de rapper care face o escală, iar femeile cu Serge fac toate o escapadă. Ai o plăcere pentru Andreea, noroc că Esca e fată, cât Serge o dă acapela, Antal o face pe escalată. Cu părul ăla încă ai șansa să devii Bruno Mars, dar dacă vii la BIF cu labele murdare, îți zic, potaie, Bruno, marș. Yo, check it. Dar să știi, bro, că eu am învățat să o dau din mers. Nu știu cam nimic despre istoricul tău, că l-ai cam obișnuit să fie șters. Și ca să închei... Și ca să închei prima rudă, aici știe toată lumea că la Smash Burgers maioneza se mănâncă, iar tu te dai cu ea pe burtă. Out! Știu și-s conștient că n-am venit pregătit, dar oricum am venit aici să bat un cartof prăjit. Te bat, te bat ca pe un cartof, te bat, te bat cum te bate un pantof. Oricum, tu nu mă vezi pe mine că ești orb și acum dacă vrei splesnește inima, atac de cord. Adică harp cord, tu te plimbi într-un fort și după aia o arzi mort. De parcă zici că ești atât de bine, te trimit în Constanța la port, la AFO. La unchiu, care vine acum și tu poți să iei mănunchiul în mână, adică 5-0, cum îi dă Barcelona lui Real Madrid și după aia te împușcă ca la Antitero. Oh. Și fii atent acum că eu sunt părat ca Nero, dar tu dacă vrei, maxim să fumezi doar Dero. Și-mi zice care... Și-mi zice acolo, eu am porcul pe piept, tu l-ai în cap, oricum, tu n-ai banii la ciorap și de fapt, dacă zice că e BIF,
Dacă de ce nu iei de acolo un cuțit și după aia îl tai, cum se taie maioneza, că eu nu pun pe burtă, dar o pui în gură, ca chineza. Și după aia mănânci cu bețigașul și acum vii și tu că ți-ai găsit și nașul. Știu că nu-i vorba de nuntă, dar ascultă, Timo sau Antal, oricum numele nimeni nu le exultă. Și acum, sincer să vorbim, nu vorbesc prostii, dar totuși mai bine decât o joacă de copii. Acolo l-ai tricoul ăla US Polo, dar oricum n-ai venit acum, oricum nu aselenizezi nici pe Apollo 13, oricum lumea nebunește că ăsta e șmecher, dar are vise de pește, dar totuși bacul nu-l trece nici la călăraș. Și acum zic că mai bine mănânci burger, nu papa naș. Și de aia zic acum papa nașu. A venit acum Timo, nu vrea să ia cașu. N-are ce să facă bine că am adus fărașul. Dacă nu-l aduc băieții din spate că a venit gunoiul și acum pleacă cu bagajul. Direct pe ușă. Am venit aici, Timo n-are mătușă și nimeni nu vorbește ca de Adrian Năstase că Timo are aici o oaste, dar e falsă, frate. Și nu te poate opri, toată lumea zice bine că a venit acum și nimeni nu face pentru el gălăgie. Yo, acum ți-o întorc puțin. Iau microfonul ăsta și ți-l fac la gâte șarfă. Tu vorbești că eu por șapcă porc, dar am ajuns să o dau cu o scroafă. Ok. Rapul îmi curge prin vene, exact cum curge printr-un brad rășină. Eu cred că prin tine curge ulei de motor, căci cu gabaritul ăsta prins pe cântar suta mai repede decât orice mașină. Sergi, ești plin de aere, mai ceva ca aerul ce este propagat vara de asfalt. Dar dacă vrei cu adevărat aere, grăsuțo, mă bășesc în gura ta și te fac balon cu aer cald. Eu aș lua păr de la tine, dar ai destul. Și Tarzan ar putea sta în cap acolo, căci în cap și frații lui, tărzăneii de la cur. Eu, dar stai chill, prefer să am cap în formă de măr, căci chelia mea reflectă în lintila unei lunete englezește numită sniper. Sunt MC sniper ce te omoară într-un cypher plin de androizi numit psychor. Sunt psycho, stai că, tai că, te tai colamă de cuvinte pe off the dome. Prestez muncă de salahor și ai jegul de sub unghii mai negru decât fedeasta incognito de pe Google Chrome. Tu știi cu cine semeni? Cu Andrew Tate. Doar că în loc de două mașini de lux, tu stai în apartament cu două mâțe și după ce ai stat o săptămână în Târgoviște, tu nu mai ești Andrew Tate, ești Andrei Țâțe. Yo, tu ești genul de MC ce mănâncă tot orezul lui chinezu. Ești genul de MC ce scapă să pun în pușcărie. Ești genul de MC ce fumează șobolanul din tot beciu și tot MC-ul ăla care îi pune pe masă și mănâncă cu tot cu farfurie. Vezi tu, rima mea este mai încrucișată decât o femeie, picioarele unei femei care stă în pat cu tine din milă. Iar rima ta este mai proastă decât ce făcea în Parlament Viorica Dăncilă. Eu. Dar vezi tu, Sergi, eu nu spun că-s mai bun decât tine și mă jur pe-a mea barbă, dar ți-aș da puțin din zeama mea măcar să-ți dau motiv să faci o rimă albă. Eu. Și ca să închei frumos, eu reflect mai ceva ca o sticlă în formă de prismă. Iar tu ai vorbit atât de multe căcaturi în biful ăsta că după ce se încheie episodul trebuie să îți faci o gură în o clismă. Ăla, da, out. Știu că acum poate am vorbit grotesc, mă, dar oricum dacă își dă șapca jos zici că e unchiul Fester. Și acum, sincer să vorbim, nu-i de familia Adams, dar oricum am venit acum și zici rime, cine intră vine și acum tu ești după el și știi bine că Timo nu e neapărat pregătit, scuze, e Antal. Oricum mi-a șoptit pe buze și acum, sincer să vorbim, de ce ai vrea să dai în mine, să stai în capul meu puțin? Ai vrea puțin, dar nu știi ce trece prin el, că sincer e mult prea inteligent să-ți scrii dumele astea în carnețel. Și acum, dacă vrei, mă poți trage de urechi ca un elefant, nu înțeleg de ce zici că tu semeni cu Andrew Tate, că eu semen cu Andrew Tate, nu te-ai uitat în oglindă și nu te-ai dat nici cu odorizant.
Mai bine te-ai fi dat, pentru că oricum mănânci doar rahat turcesc, nu vorbesc, și acum mai bine ai mânca un burger chinezesc. Dar totuși aici n-au și pot să zic să stai. Oricum nu te-a răpit nimeni, te-ar arunga și din rai. Nu că ai fi prea bun, dar nici prea dur. Mai bine te-ai trimite un bilet spre Kuala Lumpur, pentru că, sincer să vorbim, nu dau cu niciun fel de ură, dar aici, Timo, de ce ți-e cald cu dinții în gură? Și totuși, nici nu știu dacă o să reușești vreodată să ajungi să bei bere și după aia să bei și apă plată. Pentru că nu poți să stingi și totuși, ce ai, mă, proto, tu ești copilul lui de mingi? Și acum, sincer să zic, de Ilie Năstase a venit acum și a intrat și frigunoase ca afară, că după cum se vede, proto nu se, Timo nu cade precum o cascadă, care cade o cascadă Niagara. Și acum vorbim și aici, lăsând-o de gargară, Antal, deja te-am tras pe sfoară. Ok, bun, ăsta a fost Bifun. V-a plăcut? Dacă da, faceți zgomot și stânga și dreapta. De fapt, ăsta e episodul 4, e Biful 1 din seara asta, pentru că în seara asta filmăm două episoade. Pentru omul Antal, cu șapcă roșie pe cap, face zgomot. Bun, și acum pentru omul Serge, aici cu porcul pe piept, face zgomot. Ok, mulțumim pentru primul meci, multă pace și băieților de aici din spate care ne suportă și gazdelor noastre, big up și lui Cristi Tache. Mulțumim, ăsta a fost primul meci din seara asta și al patrulea episod. Felicitări!